cu adevărat știință. Și acolo unde, mă rog, am posibilitatea ca să repet, deci, și aici mai există și alte criterii pe baza cărora pot să clasific același obiect. Deci, poate n-am fost foarte clar în toate astea, dar esențialul este, uite, am mai făcut și asta cu realitatea neexperimentabilă și experimentabilă. Realitatea este că ceea ce eu am ca obiect al cunoașterii e mult mai mult decât ceea ce abordează știința. Și acum, aș defini ceea ce se numește scepticii mărginiți. E suficient să-i definesc printr-o singură propoziție. Cei care spun teoria X dovedește sau demonstrează că Y poate sau nu poate exista. Nu știu dacă cunoașteți, și dacă nu există, nu mă mai deranja cu dovezi. Nu știu dacă cunoașteți anecdota cu girafa. Țăranul care se credea toate știutor în zootehnie, dus la grădina zoologică, a spus, a văzut girafa, a spus, nu, animalul acesta nu există. Deci, să dăm un exemplu. Mă rog, o să revin. Deci, o altă prejudecată, dacă pentru un fenomen raportat nu avem o explicație, atunci fenomenul este o farsă, o iluzie, o alucinație. Dragă Doamne, există realitate și dincolo de ceea ce știința a putut teoretiza și ceea ce suntem învățați la școală. Dacă sunt raportate niște fapte care nu se încadrează, sigur, e bine să aplică o cenzură. Dar e bine să rămân atent, s-ar putea ca lucrurile alea să fie adevărate. Deci, principiile pe care le recomand este, unul, este incorect să confundăm suma teoriilor, dacă vreți, cu realitatea. Știința actuală nu poate aborda întreaga realitate. Nici o teorie nu poate garanta 100% că ceva încă neobservat în realitate există sau nu există. Mai ales nu. Pe mine mă îngrozește când aud, păi s-a demonstrat matematic că nu poate fi cu tare. Pe mine mă ia cu frig la spate când aud așa ceva. Legile naturii. Sunt două replici a lui Jean-Jacques Rousseau pentru a spune că ceva contravine legilor naturii, pentru că unii spun, păi dar cum poți să spui prostia asta că contravine legilor naturii? Dau un exemplu. Cum pot să spun că extraterestrii pot ajunge pe Pământ odată ce nu pot depăși viteza luminii și distanțele spre mari? Am dat numai un exemplu. Pentru a spune că ceva contravine legilor naturii, trebuie să cunoști legile naturii. Oricine poate spune că le cunoaște în întregime. Zicea Rousseau. Foarte interesant. Sfântul Toma d'Aquino, prin 1200 și ceva, zicea unui călugăr confrate, care zicea că nu pot exista miracole întrucât ele contrazic legile naturii. Și a spus, tu chiar crezi să cunoști toate legile naturii? Efectul de felinar. Nu știu dacă cunoașteți anecdota. Există cineva a găsit zeci și zeci de variante ale acestei anecdote prin tot felul de ziare. Circulă și la ora actuală. În noapte, un beat sub un felinar umblă în patrulabe. Vine polițistul și ne întreabă, ce cauți, domnule? Păi zice, mi-am pierdut cheile, ceasul, banii, diverse. Da. Dar, mă rog, să zicem cheile. Polițistul ajută, caută și el, nu găsește nimic. Ce, domnule, dar e sigur că l-ai pierdut aici? Nu, zice, cred că undeva mai încolo. Pe atunci, de ce le cauți aici?
aici se vede mult mai bine. Există chiar și cu Nastra fiind Hocea o variantă de asta. Că își căuta nu știu ce pierduse într-o cameră și a ieșit în curte să caute și întreabă nevasta lui. Păi, dar de ce cauți în curte dacă ai pierdut? Zice că aici e mult mai multă lumină acolo în tunere. Așa procedează de multe ori știința. Caută marile adevăruri acolo unde este lumină. Lumina observabilului, lumina experimentabilului, lumina invariantului și așa mai departe. S-ar putea ca marile adevăruri să fie și în altă parte. Nu numai acolo unde e felinarul științei. Acum citesc din profesorul John Mack de la Harvard. Dar înainte de asta o să vă spun un lucru care e mai dificil de crezut. În 1992, la Massachusetts Institute of Technology, a fost o conferință de 5 zile pline, numai despre un singur subiect. Oameni răpiți de OZN-uri. Cu 2000 de dosare pe masă. John Mack era co-președinte al acestei conferințe. John Mack fiind profesor la Harvard, fiind profesor de psihiatrie, de 20 de ani profesor de psihiatrie la Harvard Medical School și fost director al spitalului de boli nervoase psihice al Universității Harvard. Deci nu era un fi de cine. El a venit să vadă dacă oamenii ăștia răpiți de OZN-uri erau o nouă boală psihică. A luat un eșantion de 100 de persoane, supuși la toate testele posibile, oamenii au fost găsiți normali și psihologic, și psihiatric, și sociologic, bine încadrați în societate. A exclus vreo 2-3 cazuri. Dar restul erau normali. Și veneau din medii diferite, religii diferite, limbi diferite. Toți povesteau o aceeași poveste. Și John Mack a devenit curios. El a fost întrebat de ziariști, bineînțeles. Dar ce li s-a întâmplat acestor oameni? Zice, oamenii aceștia, li s-a întâmplat ceva, oamenii ăștia nu mint. Zice, experiența mea de psihiatru e suficientă ca să știu că oamenii ăștia nu mint. Oamenilor ăstora li s-a întâmplat. Ce li s-a întâmplat? Nu pot să spun. Nu știu. Dar totuși. Și atunci el a dat un răspuns foarte interesant. Zice, avem o epistemologie capabilă să explice cum se aprinde o brichetă. Dar nu și ce li s-a întâmplat acestor oameni. Și am terminat discuția. El spune într-o carte a lui, excluderea a priori a unei vaste cantități de date, doar pentru că acestea vin în contradicție cu o anumită concepție asupra lumii, este o abordare mult mai irațională și chiar periculoasă în cunoaștere. A exclude datele doar pentru că nu se potrivesc cu o anumită viziune asupra realității, nu poate în cele din urmă decât să oprească progresul științei și să ne țină în ignoranță. Vreau să spun că John Mack era prieten de familie cu Thomas Kuhn, care a fost alături de Popper, probabil cel mai mare epistemolog al secolului 20. Și vorbind despre aceste lucruri cu el, i-a spus, deci Thomas Kuhn i-a declarat, zice, știința actuală și-a asumat rigiditatea unei religii. Te rog să-ți continui investigațiile și să nu mai ții cont
de diferențe între a fost, nu a fost, material, spiritual și astfel de distinții. Deci asta a fost sfatul lui Thomas Kuhn. Altcineva de la Universitatea din Melbourne, persoană cunoscută, care într-o lucrare, mă rog, am prescurtat, critică practicanții unui scientism strident care resping dintr-un început orice observație care violează legile naturii așa cum le cunosc ei. În timp ce marele public, care este celălalt pericol, este inundat de tot soiul de istorii dubioase despre fenomene paranormale, unele cu o încărcătură emoțională puternică, pe care oamenii sunt tentați să le creadă fără să se mai preocupe de criteriile de evaluare a mărturiilor care stau pe baza lor. Deci, totuși e nevoie de o abordare serioasă, nu de tabloide. Și una dintre căi ar fi evaluarea mărturiei ca dovadă. Deci, altceva decât experimentul și observația. Ținând cont de stranietatea cazului, cât e de neverosimil, conform teoriilor acceptate, credibilitatea mărturiei, calitatea martorilor și așa mai departe, și statistici, numărul de rapoarte despre același fenomen, repetarea unor detalii, independența martorilor. În iulie 2014, un număr de persoane, care vedeți aici, poate unele persoane spun ceva, de Sheldrake și Beauregard și Tart, dar și ceilalți, care nu sunt adunați cu fărașul, sunt personalități ale științei contemporane, profesori universitari, au compus un manifest pentru o știință postmaterialistă. Deci care să încerce, nu să nege teoria științifică și criteriile ei, ci să le lărgească. Și premise și principii din acel manifest. Observația și alte evenimente mentale pot afecta lumea fizică. Evenimentele mentale pot influența la distanță dispozitive fizice și organisme vii, inclusiv oameni. Astea sunt experimente de laborator, decât că nu știm cum să le explicăm. Minți aflate la mare distanță pot fi interconectate instantaneu, fără a utiliza canale energetice cunoscute și fără ca performanțele să se degradeze cu creșterea distanței. În moarte clinică sau în afara corpului, unele persoane au obținut conștient informații corecte din locuri care nu le erau accesibile și s-au raportat trăiri spirituale profunde. În experimente controlate de laborator, persoane cu calități de medium pot obține uneori informații de înaltă acuratețe despre persoane decedate. Mintea poate opera într-un mod non-local sau extins, ea este fundamentală în univers, adică nu poate fi derivată din materie și nu poate fi redusă la altceva. Între minte și lumea fizică există o conexiune profundă. Deci, iată, poate nu sunt 100% de acord cu asta, dar, în mod cert, asta înseamnă că nu putem tăia realitatea în material și spiritual, în, eu știu, imanent și transcendent, chestii de genul acesta. Deci, sugestii pentru o știință a secolului 21. Mărturie ca dovadă. Deschiderea spre spiritualitate, deschiderea spre paranormal, relația creier-minte-spirit, izvorul liberului arbitru uman, de studiat care este, mecanismele creației, idem, locul omului în cosmos și așa mai departe. Oricum nu contează dacă depășiți sau nu, că a fost minunat, din punctul meu de vedere. Cine vrea să-mi scrie, aveți acolo un... Asta ar fi prima observație și prima rugăminte.
folosiți acest prilej pentru că, de fapt, e un om care s-a destăinuit, a creat o structură condensată a modului de gândire, deci, în principiu, ați putea da de vorbă mult mai mult decât ați putea mai eventual beneficia de o întrebare pusă în consonanță cu eventuală emoție imediată pe care o aveți, poate acasă, puțin meditând asupra materialului, că o să vedeți și o să primiți nu numai materialul acesta, ci și un material scris pe care tocmai mi l-a trimis. Deci materialul scris a fost făcut pentru altceva, dar se suprapune în bună măsură cu ce este aici. Ce am discutat aici? De acord. Deci, conform celor spuse, întrebări, nu comentarii, ci întrebări. Și aștept cu mare plăcere să dau microfonul pentru a putea dezbate eventual sau, cum să spun, nuanța eventual ceea ce a, cum s-a reflectat în mintea noastră din cele spuse de Dan. Eu vă mai lansez o provocare. A existat, cum se numea, un oracol care a spus numai adevărul și niciodată n-a fost crezut. Și mie mi s-a întâmplat că despre lucrurile astea am vorbit de nenumărate ori și am avut sentimentul că lumea a rămas oarecum uimită, dar forma a recăzut în propria, în propria groapă de potențial, din care am încercat să o scot. Deci, dacă, deci e o nouă provocare, dacă reușesc să vă scot din groapa de potențial, în care v-a băgat școala și cultura și familia și așa mai departe, sau dacă, mă rog, măcar pe câțiva. În tot ce caz ai emis niște meme care vor funcționa, vor transforma, se metabolizează, trebuie asumate, trebuie rafinate, trebuie personalizate.